Bună dimineața, bun găsit la AS.ro Live astăzi împreună cu un sportiv român pentru care anul 2022 a fost bun, chiar foarte bun. unul dintre cei doi campioni pe care îi avem la sărituri de la mare înălțime, la cliff diving, Cătălin Preda. Împreună cu noi în această dimineață. Dimineața. Salut, Cătălin. Bună dimineața, um, uh, din nou în studioul vostru. Mulțumesc de invitație. M-am grăbit că am zis că a fost un an foarte bun. Uh, a, fost un an, a fost un an excelent de bun. Până la urmă, cel mai bun an al meu de până acum. Dacă, dacă stau să evaluez cât de obiectiv pot, chiar dacă subiectivitatea dorințelor mele și obiectivelor și așteptărilor mele uh, a fost un pic diferită față de rezultatul final, uh, anul în sine a fost bun. Un an în care am înregistrat progres, un an în care am evoluat uh, foarte mult și, uh, și chiar am adus uh, multe rezultate uh, în, în bagajul meu de, de rezultate bune. În plus față de față de performanță? Aveam de un semn de întrebare, pentru că la un moment dat ai fost uh, aproape să faci o performanță și mai bună decât ai făcut. Locul 3 uh, în sezon, în, în circuit, sezonul ăsta, da? Uh, puteai fi chiar și pe primul loc. La Paris, uh, nu sunt astea imagini. La Paris, noi vedem imagini Te poate ne, ne povestești tu ce vedem aici în plasmă. Da, aici uh, rezo, sunt, uh, sunt imagini de la ultima etapă de la Sydney. De la Sydney. Okay. Unde până la urmă s-a decis. Uh, rezultatul final, la general, uh -huh. pentru, pentru seria mondială. Ăla a fost apogeul în sezonului, Paris, uh, momentul ăla când ai sărit în Sena, pe fundal se vedea turnul Eiffel, uh, a, da, a ieșit din da. apă și aveai lacrimi în ochi, a au fost niște imagini chiar... Într-o mare măsură, da, pentru că până la urmă acolo am înregistrat absolut cea mai bună performanța mea de până acum. Uh, am uh, am doborât un record mondial de punctaj. Uh, pe care l-am avut eu, l-am ținut al meu câteva luni. După care, între timp, a fost doborât cum se întâmplă cu, cu recordurile mondiale. Iar asta nu face decât să dovedească cât de mult progresează sportul și la ce rată accelerată, în prezent, se întâmplă lucrurile, cât de rapid. Ca să se înțelegem întâmplă. recordul mondial, se referă la punctaj, Da? înălțimea da, rămâne da, aceeași da. pentru da. toată lumea la fiecare competiție. Da, și... Înălțimea este la puntaj un standard de 27 de metri. Uh -huh. uh, din 2013 au fost din ce în ce mai puține oscilații în ceea ce privește înălțimea. Federația Internațională de Natație, odată ce a, ce a integrat în programul lor disciplina de high diving, sărituri de la mare înălțime, a fost un pas foarte important pentru a standardiza și a aduce înălțimea la un nivel cât mai, cât mai constant. 27 de metri, cam spre etajul 10, așa, nu? Mm. 8, dacă stai etajul să 8. te gândești, da. Deci da, voi săriți da, e, un pic, da. nu în cap, în picioare, în picioare datorită impactului, da, da. <laughs> De la etajul 8. Wow. Uh, ai spus așa, Paris, Sydney, mai dăne niște locații în care mm. ai avut. Am, am avut am avut 8 etape anul acesta. Am început în, în statele Unite la Boston. După care am venit în Europa și am avut, uh, am avut Paris. Am avut cumva un circuit predominant urban, 2022, cam asta a fost. Mm. Nu am avut parte de foarte multe stânci, uh, chiar dacă sportul în sine, chiar așa se numește sub, uh, sub sigla seriei mondiale Red Bull, cliff diving, sărituri de pe stânci. Însă în 2022 am avut parte de multe locații urbane, uh, ne-am întors în Europa, cum spuneam, Paris, Copenhaga, Oslo, după care am mers la, la Mostar, am mers în, în Elveția, la Sisicon, unde am avut stâncă, am mers înapoi la Polinia Mare, în Italia, unde din nou am sărit de pe, de pe stânci. Practic, acolo este un, un hibrid, o locație hibrid, unde orașul în sine vine cu clădirile până în buza stâncii. Și de aceea este și o locație foarte specială, deoarece noi trecem prin prin casa cuiva, practic, ieșim pe balconul lui, ca să ne urcăm pe platforma Excellent. noastră. deci tu n-ai nevoie de Podul city de la break ca să vizitezi lumea. Da, dar anul acesta n-a fost cred cazul că de city break. Îți dai seama cât de răsfățați sunteți până la urmă. E Absolut, e un privilegiu. Un e, un, e un extraordinar un pe care da. l-ați făcut până aici. Da. Dar mă gândesc că, în afară de Formula 1, nu cred că există un sport care să te plimbe așa prin toată lumea și în niște locații fenomenale. Cu siguranță, suntem, suntem printre puține sporturi unde avem parte de, de un asemenea turneu, cu, cu atât de multe locații spectaculoase, unde reușim să să concurăm, să avem parte de competiție organizată în, în centrul orașului, foarte aproape de, de locații emblematice. Dacă stai să te gândești la Paris, am sărit la nu știu, o lungime de brațe distanță de turnul Eiffel, aproximativ, foarte aproape, cert e că eram, eram foarte aproape mm -hmm. uh, opere. La Oslo și, și în Copenhaga am sărit de pe, de pe Casa Operei. Uh -huh. În Mostar am sărit de pe, de pe istoricul pod, Stari Most. Mostar da, în Bosnia, da? Bosnia, Bosnia. și Herțegovina, da. Bun, hai să vedem cum poți să ajungi. Da? Cum, cum ai început tu? Parcursul meu cumva a început cu inițiere la not, după care recomandarea instructorului a fost să să încerc, sărituri, să încerc sărituri în apă. Le-a recomandat părinților mei. Ei cumva pă, au luat legătura cu un antrenor de sărituri în apă. Am intrat într-o grupă de inițiere în sărituri în apă. Un an de zile am lucrat cu respectivul antrenor, după care am fost luat în, în vizor de, de un antrenor de performanță, Adrian Gherciu. El m-a luat în echipa lui și așa am început cum drumul ajunge, meu în performanță. cum ajunge un antrenor să-și dea seama la o vârstă mică, bănuiesc, câți ani aveai atunci? 8 ani. 8 da, ani? 8 ani -am la, la 8 ani, cum, cum își dă seama antrenorul că tu ești bun pentru sărituri? De ce nu te-a pus, nu știu, la 100 de metri, la 400 de metri? La not, <laughs> la not, la not. Și o conformație fizică, mă gândesc că joacă un rol important, mm -hmm. cum și la not, cum și în sărituri este cazul. De exemplu, să ai segmentele relativ. De, de lungime egală, dacă te gândești la, la lungimea torsoului față de picioare, cu toate că în cazuri excepționale, cum până la urmă a fost și cazul meu, chiar dacă am avut picioarele mai lungi, m-am pliat foarte bine pe, pe săriturile în apă. Asta fiind mai mic, grupându-te mai bine, închisându-te mai bine pe poziția de rotație ai o altă, o altă aerodinamică, ă, centrul tău de greutate este într-un într alt loc și asta îți permite să execuți anumite sărituri mai ușor decât, decât în alte cazuri, unde probabil la not se urmărește se urmăresc alte proporții uh -huh. în ceea ce privește lungimea brațelor, lungimea picioarelor, talpă. Ăla o terință, siguranță, da. da, da. da. -a și a odată, să să ce -ți, odată ce îți formezi un ochi, până la urmă încep și identifici de la, de la o vârstă mai fragedă, poate văzând și cum reacționează într-o situație de teamă, unde poate nu e. Nu este frică de înălțime. Asta este un mare atu, e un mare plus. Mie mi-a fost frică de înălțime încă de la început și cumva am ajuns să sar mai sus decât... Și ironia surții, nu? Exact, exact. E ușor ironic, uh, dar totuși, e fascinant. Totuși, drum, drumul, e, drumul e lung. Ai început aici, în București, nu? Cu, București, cu da. săriturile în apă. Poveștile alea cu sărit pe saltele nu sunt niște legende. Aia e realitatea, nu? Nu aveți unde da, să, da, să da, săriți. Da, 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 cu siguranță. A fost parte din, din întreg procesul nostru de creștere. De crezi că te-a ajutat treaba asta? Că Alături avut, avut și de Constantin, am, am făcut parte din aceeași echipă și uh, am crescut împreună în anumite faze, saltelele fiind singura resursă pe care o aveam în, mm -hmm. în punctul respectiv. Fiind nevoiți să mergem cu două, trei săptămâni înainte de competiție în, în orașul în care se desfășura competiția, campionatul național, și aveam o perioadă de acomodare, după care trebuia să ne executăm programul tehnic cât de, cât de repede și cât de bine puteam. Uh, Până în, în buza competiției. Iar în, în concurs. Concursul e concurs. Muzică.